Fie Domnul. Chiar dacă fratele a spus programul e foarte încărcat. Avem aici pe Andreiuța, fetița noastră pentru care Biserica Elim s-a rugat. Și Dumnezeu a răspuns rugăciunilor prin minuni. Ea este aici. Avea dorința de foarte multe vreme să recite Psalmul 23. Și dacă aveți îngăduința să o ascultați, Dumnezeu să o binecuvinteze. Este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în păsând verzi și mă duce la ape de odihnă. El îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărăptepte prin pricea numele său. Dar dacă fi să umbli prin rău orice, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Tu e acolo și noi ouă mă mângâie. În fața potrivicilor mei, de lemn și paharul meu este plin de tot peste el. Da, fericirea și îndurarea toți în toate zilele vieții mele. În casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin.